Presa liberă trecere. Bună seara și bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, sunteți din nou la Presa Liberă Trecere. În această ediție, invitat este domnul Florin Ceparu, administrator public în cadrul Primăriei Municipiului Râmnicu-Sărat. Bună seara, bine ați revenit la mulți ani pe 2021. Bună seara, mulțumesc pentru invitație, la mulți ani și dumneavoastră și telespectatorilor noastre. Domnule Ceparu, nu avem noi un buget local, nu știm cum vor sta lucrurile din punct de vedere financiar pe anul în curs, dar în mare cred că v-ați creonat proiectele. Știm și din experiența anilor anteriori, avem proiectele la care spuneați deseori că ați lucrat. Vreau să le prezentăm râmnicenilor stadiul acestor proiecte și care sunt evenimentele locale, evenimentele la zi. Într-adevăr, ăsta e punctul de plecare. La începutul fiecărui an intrăm așa cu toate forțele într-o perioadă de programare în care ne adunăm resursele pe care am reușit să le agonisim în perioada trecută. Mulțumim lui Dumnezeu, ultimii 4 ani de zile au fost niște ani foarte productivi în ceea ce înseamnă fenomenul atragerii fondurilor europene. Un drum de o alergare de lungă durată. Ne-am dovedit însă, să spun, eficienți în activitate, însă abia de acum încolo începe cu adevărat munca reală care contează pentru râmniceni. Sunt câteva contracte pe care vi le voi prezenta, pentru că eu zic că e de ordinul normalității să aducem în atenția râmnicenilor stadiul actualizat al proiectelor pe care am, într-adevăr, așa cum ați spus, le-am tot prezentat în ultimii 4 ani de zile, dar eu spun că de vreme ce lumea este informată, știm și la ce să ne așteptăm. Cum spuneam, au fost 4 ani de zile plini de perspective, iar analiza nevoilor pe care am realizat-o în anul 2016 este transpusă astăzi într-o serie importantă de investiții, nu doar pe componenta de infrastructură, o componentă mult așteptată și care, într-adevăr, ridică mari așteptări, mari probleme, mari nevoi la nivelul comunității, ci și pe componenta de resursă umană, acolo unde avem importante update-uri, importante elemente de evoluție de asumat, pe partea de incluziune socială, pe relația cu comunitățile dezavantajate, aici unde deja suntem în etapa de finanțare prin intermediul grupului de acțiune locală, atât pe componenta de infrastructură, cât mai ales pe componenta de resursă umană, și multe alte investiții pe partea de educație, pe componenta de sport, zone ale dezvoltării comunitare care într-adevăr aveau nevoie de un input substanțial de fonduri, în primul rând, pentru că suntem și trebuie să fim conștienți că nivelul fiecăruia dintre noi se răsfrânge în nivelul, să spun așa, de dezvoltare al comunității locale. Și ceea ce face diferența în aceste vremuri, într-o perioadă în care, ca țară membră a Uniunii Europene, avem posibilitatea să atragem fonduri europene, deci ceea ce face diferența este gradul și capacitatea administrațiilor locale, greu încercate în această perioadă, de a atrage fonduri prin care dezvoltarea și, să spunem, strategiile de dezvoltare locală să prindă conturi. Am pornit de la bănuții pe care îi avem, pe care i-am drămuit, spunem noi, bine. S-a văzut de fiecare dată în plină perioadă de lucru, începând cu lunile aprilie, după ce avem bugetul an de an, până în lunile noiembrie, chiar și decembrie, o activitate intensă, care și anul acesta va continua. Și anii trecuți am vorbit despre amenajarea unor parcări, o temă foarte importantă pe care o vom relua în perioada imediat următoare printr-un proces de consultare, pentru că avem o situație aparte, aș spune, la Râmnicu-Sărat pe care trebuie să o rezolvăm astfel încât să această normalitate, dacă putem să-i spunem, să poată fi implementată, iar cetățenii care au mașini să poată să-și rezolve această problemă mai cu seamă. Cei care au o mașină și nu au un loc de parcare, este absolut normal să primească un astfel de loc de parcare. De asemenea, și zonele de parcare, în contextul numărului foarte mare de mașini, trebuie rezolvat. Sunt câteva zone, în special în extindere Costieni, zona Balta Albă, în zona blocurilor A și în cealaltă zonă din spate, unde trebuie să modernizăm. Zona a trecut vremea garajelor de cartier,
am ajuns într-o altă etapă în care tehnologia și mecanizarea, motorizarea a ajuns să pună într-un fel sau altul prioritate în ordinea investițiilor pe care chiar și noi ca administrație locală trebuie să le realizăm, astfel încât vom continua. Deci nu putem spera sau visa la parcări supraterane, supraetajate, subterane, dar putem identifica suprafețe de teren pe care putem amenaja parcări de domiciliu, da? Să știți că poate sună, să spun, futurist sau de ordinul mult prea vizionar, dar noi chiar luăm în considerare ca în zonele de blocuri să, în perspectiva în care vom avea și posibilitatea prin intermediul mecanismelor de mobilitate urbană, finanțărilor de tip 3-2 mobilitate urbană, așa cum am avut în perioada anterioară, luăm în calcul să accesăm fonduri pentru realizarea unor parcări subterane. Dar asta, iarăși spun, este vizionat. Aș prefera să discutăm pe viitor. Sigur, da. Sigur. Cred că mobilitatea urbană merită multă atenție și Râmnicu-Sărat este un oraș centralizat cu nevoile sale. Nu avem Musa, e o zonă limitrofă, ci tot orașul este cuprins într-o are urbană în care nu trebuie să faci prea mulți pași, prea mulți kilometri pentru a ajunge în zona centrală și atunci trebuie să producem soluții centralizate. Mergând mai departe pe firul acțiunilor, în ceea ce mă privește în principal, principalul obiectiv va fi să eficientizez împreună cu domnul primar, împreună cu doamna secretar general, împreună cu aparatul de specialitate, cu biroul de accesare de fonduri europene, biroul de investiții, biroul de achiziții, vorbim despre biroul de urbanism, biroul de patrimoniu, biroul economic, procesul de atragere de fonduri europene pe etapa de implementare. Pentru că dacă în ultimii 4 ani am discutat despre o etapă de planificare prin mecanismul 2014-2020, acum discutăm despre pasul 2, foarte important, de fapt esențial, cel care produce rezultate și anume implementarea activităților. Când putem să vedem rezultate? Eu m-am făcut un rezumat, un centralizator, pe care îl actualizăm săptămânal împreună cu colegii din aparatul de specialitate, cu domnul primar, ca să vedem unde suntem și care sunt demersurile pe care trebuie să le facem. Și aș vrea să vi le prezint. Dar înainte de toate, suntem în prima lună acestui an. S-a semnat vreun contract? Primăria Râmnicu-Sărat a semnat vreun contract pe anul acesta? Dacă vorbim despre contracte de finanțare, am semnat contractul pentru componenta de regenerare urbană prin programul operațional regional, AXA 13.1, îmbunătățirea calității vieții populației din orașele mici și mijlocii. Este vorba despre un proiect integrat care are în vedere construirea 32 de locuințe, 2 blocuri de locuințe sociale și totodată modernizarea unui număr de străzi din cartierele Alecu Bagdad, cartierul Sârbi și cartierul Angel Salini. Acesta este doar unul dintre, să spunem, proiectele de investiții pe care le avem și care au cele două componente. Pentru că locuințe sociale vom mai construi și prin intermediul grupului de acțiune locală, readuc în atenție fostul internat al liceului agricol cu 3 etaje și parter pe care îl avem spre finanțare prin fonduri europene, prin intermediul mecanismului de finanțare din GAL. Aduc în atenție cele 30 de locuințe sociale pe care le avem deja prinse în lista de obiective ale Agenției Naționale pentru Locuințe și unde licitația este deja în curs. Sunt mai bine de 100 de locuințe sociale pe care le avem pregătite, să spun, într-o perioadă de 2 ani de zile. Un astfel de proiect durează între 16 și 24 de luni, vorbind de etapa efectivă de implementare. Dar va demara anul acesta? Vom vedea șantier în zonele? Noi ne dorim să înceapă anul acesta. Semnarea contractului de proiectare și lucrări înseamnă intrarea, vorbind aici despre proiectul deja aprobat, deja pentru care deja s-a semnat contractul de finanțare, înseamnă o perioadă de proiectare. Proiectare care poate să dureze 2 luni, 3 luni de zile, după care intrăm efectiv în etapa de implementare a contractului de lucrări. Sunt însă niște proceduri. Legea achizițiilor publice pentru orașele, să spun, care au foarte multe proiecte, cazul municipiului Râmnicu-Sărat, cu 20 de proiecte în derulare, nu este foarte permisiv, în sensul în care resursele sunt limitate, iar vorbind aici despre plafoane, ieșirea din limita plafonului de cumpărare directă pe un serviciu și acel serviciu, că e vorba de GEO, TOPO, elaborarea unei cereri de finanțare, servicii de consultanță, management, dirigenție de șantier și toate celelalte servicii care sunt asimilate, să spunem, etapei de construcție, ieșite din zona unei cumpărări directe, înseamnă procedură extinsă.
Și atunci procedura extinsă poate să dureze pentru un serviciu, să dau un exemplu, de dirigenție de șantier 3 luni de zile. Așa deci că să înțeleagă cei care ne privesc în acest avem moment șanse să că începem sunt în proiecte, 2000. Dar nu știm sigur când ne apucăm de ele. Treaba, mergem, fizică. Noi ne ținem de ele. Asta în afară e de documentația nu elaborată în de dumneavoastră. Un element foarte important, nu suntem în întârziere și noi, credeți-ne că le așteptăm ca pâinea caldă să înceapă, să ne putem bucura de munca de atâta vreme. Știam de la bun început că va dura, ne așteptam să funcționeze un pic mai repede, dar reușim să fim eficienți în activitatea desfășurată și asta înseamnă că nu pierdem proiecte din cele pe care le-am contractat, ba mai mult, pe noul mecanism de finanțare 2020, respectiv 2021-2027, reușim să depunem proiecte pe toate axele care ne sunt deschise. Vorbim aici de POAT, Program Operațional Asistență Tehnică, pentru care pregătim fișele de proiect pentru noi proiecte de investiții, atât pe regenerare urbană, aici unde să spun că avem o paletă mai largă de investiții pe care le putem derula, atât de ordin social cât și de infrastructură. Din fericire, vorbind aici de cartierele mărginașe, odată cu ultimul proiect derulat prin Compania Națională de Investiții, ultimele 56 de străzi care ne-au fost aprobate, vorbim de foarte puține străzi care vor rămâne neasfaltate. Știm însă că străzile care au fost asfaltate în ultimii 8 ani de zile, să spun cu 8 ani de zile în urmă, 10 ani de zile, deja au început să intre într-un stadiu de degradare și atunci va trebui să ne facem nu doar un plan de atragere de fonduri europene, ci un plan intern de asfaltare. Deci vorbim tot de documente, tot de această muncă, vorbim de birou, suntem, drumuri în capitală. Da, suntem practic suntem parte dintr-un malaxor din care nu vom reuși să ieșim decât în momentul în care ne transformăm ne transformăm felul de a gândi dintr-o viziune de tip administrație într-o viziune de tip societate comercială. În momentul în care ne vom da seama că avem 3 lei, trebuie să producem 4 și diferența dintre 3 și 4 lei trebuie să investim în dezvoltare, ceea ce înseamnă că nu va mai trebui să cumpărăm de la terți, abia atunci vom avea posibilitatea să funcționăm. E drept că toate primăriile mari, față de care să spunem că ne poziționăm văzând cum funcționează, ce e bine, ce e rău, mergem, ne informăm, ne întoarcem, încercăm să aplicăm, bineînțeles că resursele, iarăși spun și posibilitățile, sunt cu totul și totul altele, dar toate au în plan acest proces de dezvoltare durabil. Deci despre asta este vorba. Pe care îl vom vedea, dacă ne ajută Dumnezeu să fim sănătoși, în 2021. Păi, continuăm cu ceea ce avem. Amenajare spații verzi, pe care sperăm că până la finalul anului să-l finalizăm. În cele momentul două de față parcuri, suntem da? Undeva la 30 și ceva, exact. Suntem undeva la 30 și ceva, aproape 40% din procesul de implementare, raportându-ne la suma care deja a fost cheltuită. Reabilitarea Colegiului Național Alexandru Blahuță, față de care iarăși, în funcție de mecanismul de finanțare, pentru că aici cam despre asta este vorba, Școala Gimnazială Dr. Ilie Pavel, avem două cereri de rambursare pentru care nu ne-au venit sumele. În situația dată, constructorul nu poate să lucreze. Vă dau doar niște situații reale. Deci astăzi lucrurile care sunt sistate. Vorbim despre situații, cum să spun, două mecanisme paralele. Mecanismul nostru de management de proiect, care se concretizează. Dar acolo continuă lucrările? Continuă lucrările, sigur. Avem peste 50%, dacă ne uităm la sumele cheltuite conform contractului de lucrări, sume cheltuite, deci stadiul lucrărilor se raportează la acest indicator. Mergând mai departe, creșterea mobilității urbane. Acest proiect prin care vom achiziționa 8 mijloace de transport în comun, vom reuși să reabilităm 16 stații pe care să le și dotăm cu sisteme electronice moderne, sistem de etichetting și așa mai departe, dotarea depoului, peste 5 km de străzi, piste de biciclete, deci un sistem centralizat. A fost lansată procedura de proiectare și lucrări, așteptăm în perioada următoare să o finalizăm, sperăm să fim la fel de norocoși, să zic, încât să nu avem contestații, pentru că suntem în țara contestațiilor, în țara blocajelor, în țara oamenilor care vor să facă mai mult rău decât bine și atunci eu sper să nu fie cazul, sper să putem să avem un contract de lucrări și ușor pe același principiu să putem să ne permitem ca la finalul anului, începutul anului viitor să derulăm, să înceapă lucrările. Vorbim despre dotarea ambulatoriului, aici unde mai avem foarte puțin pași până la relansarea procedurii.
Sunt câteva caracteristici tehnice pe care ar trebui să le aducem la momentul de actualitate, câteva echipamente pe care a trebuit să le înlocuim, pentru că între perioada în care am depus proiectul și perioada actuală, nevoile, precum vedem, s-au schimbat și atunci am preferat mai degrabă să realizăm o analiză a nevoilor în colaborare cu Agenția de Dezvoltare Regională, astfel încât în momentul în care lansăm să fim 100% convinși și pregătiți ca procedura să poată fi dusă. Dar avem certitudinea că se va moderniza, va fi dotat anul acesta? Nu putem să avem această certitudine, nu putem să avem certitudinea nici măcar că vom prelua spitalul anul acesta. Adică vă dați seama că în contextul dat, ne dacă preluăm spitalul, nu se poate dota ambulatoriul? De principiu nu. Vorbim aici despre... Discuția e amplă și dotarea, blocarea, să spun, a ambulatoriului prin dotare, prin niște lucrări care, să spun că ar dura câteva luni de zile, ar fi un alt element defavorabil comunității remicene și cred că în momentul de față importantă este sănătatea oamenilor și să putem să funcționăm la parametrii existenți, decât să aducem niște echipamente pe care oricum nu le putem, să spun, folosi, pentru că vedeți cum funcționăm la o anumită capacitate din ceea ce înseamnă Spitalul Municipal astăzi. V-am povestit despre cele 30 de locuințe sociale, un proiect foarte important. După care mergem către câteva proiecte pe componenta de resursă umană, foarte, foarte importantă. Administrația are nevoie de o reorganizare din toate punctele de vedere. Odată... Mai exact. La ce trebuie să ne gândim? În ultima ședință pe care am avut-o cu instituțiile subordonate, cu domnul primar, cu aparatul de specialitate, am ajuns la o concluzie că pe ceea ce înseamnă eficiență sunt foarte multe puncte care pot fi îmbunătățite, că trecem printr-o perioadă în care relația cu cetățeanul va fi fundamentată și susținută în principal prin mediul electronic, foarte mult. Nu știm ce va urma în perioada următoare, noi sperăm, pentru că nimeni nu poate fi fericit cu această perioadă pandemică și cu siguranță rezultatele administrației nu pot fi aceleași cu o perioadă în care ai posibilitatea să discuți. Nimeni nu fuge de nimeni, oamenii nu se ascunde, nu e deloc ușor. Atunci noi va trebui să răspundem tuturor acestor cerințe și luând una câte una toate instituțiile, le-am cerut ca în perioada imediat următoare să poată să-și facă un plan de reorganizare a activității. Pentru că mă uit tocmai la ceea ce se întâmplă la Buzău cu desființarea secției de fotbal. Probabil că ați auzit. Înțeleg că astăzi s-a revenit asupra deciziei. Dar există o logică. Pentru că acolo unde se investesc foarte mulți bani, iar cetățenii nu mai au acces efectiv la serviciul respectiv, el nu se mai justifică, într-o foarte bună măsură. Și s-ar atunci, putea întâmpla și la noi? Nu, la noi nu este posibil. Avem parte de povești similare în sport, de exemplu, că ați dat acest exemplu. Sigur, din fericire, noi am gestionat mult mai bine, aș spune, problema sportului la Râmnicu Sărat. Să nu se spere pe noi, nu putem acuza că nu au gestionat bine situația. Nu cred că e vorba de supărat, pentru că sunt niște cifre. Adică, vă dați seama, dar putem renunța atunci, domnule Ceparu, la anumite servicii? Nu putem. Structuri din subordinea instituțiilor? Nu vom renunța. Ideea nu este de a renunța la oameni. Ideea este de a valorifica experiența și abilitățile oamenilor astfel încât să fim mai eficienți. Termenul de bază nu e restructurare, e reorganizare. Deci nu restructurăm, nu dăm afară oameni, nu e o perioadă în care să dai afară oameni. Te gândești la reorganizare, nu ții pe cel vechi în aceeași funcție. Poți să-l ții în aceeași funcție, dar trebuie să-i trasezi mult mai bine responsabilitățile. Că sunt oameni, într-adevăr, în administrația locală care muncesc de dimineață până seară și sunt demn de tot respectul și toată stima și sunt și oameni care ar putea să facă un pic mai mult și care cred eu că în 2021 trebuie să fie conștienți că suntem cu toții privilegiați. Trebuie să recunoaștem acest aspect și să-l recunoaștem și să muncim pentru treaba asta. De faptul că ocupăm o funcție în administrația locală, iar așa cum spuneam și mai devreme, trebuie să ne debarasăm de ideea asta, lucrăm în administrație, e bine. Trebuie să ne gândim că suntem într-o societate comercială și că cineva mâine s-ar putea să ne ceară, nu că s-ar putea, ne va cere un raport de activitate. Bun, iar reacția vine din partea dumneavoastră, din partea unei persoane care lucrează în administrația publică locală. Dacă veneam eu cu această afirmație și făceam această declarație, aș fi fost privită puțin diferită de cei care lucrează astăzi în administrația locală sau în instituțiile subordonate primăriei. Vreau să vă reamintesc o perioadă, aveți perfectă dreptate, deci sunt absolut convins că
Eu nu cred că în momentul în care vorbim de reorganizare, restructurare, orice element care începe cu re, cu un nou început, cineva e fericit. Mai ales din cei care, să spunem că sunt fericiți cu poziția pe care o au, cu știu, volumul de muncă, uneori în anumite situații. Dar așa se spunea și în momentul în care am început să atragem fonduri europene. Că nu o să putem, că nu... Oamenii erau foarte reticenți. A fost foarte greu. A fost foarte greu să ieșim din tiparul unei comunități, să spun clasice, 30.000 de locuitori din care mai sunt vreo 20.000 acasă, e bine așa, cu cât facem mai mult, cu atât ni se cere mai mult, așa că hai să facem mai puțin. Că omul a început să iasă din zona de confort mult, mult, mult mai mult. Am început să ieșim din, să călătorim, să mergem, să vedem și să ne dorim în comunitate. Iar noi ca generație tânără, generația mea, generația domnului primar care până la urma urmei ne-a crescut și am putut să înțelegem îndeaproape în toată perioada asta a evoluției noastre care e viziunea pentru comunitatea locală, ne-am propus. Iar astăzi, dacă am plecat, să spun că în anul 2007 erau 2-3 oameni în biroul de proiecte. În anul 2011 erau 4 oameni în biroul de proiecte și credeți-mă că... Dar nu degeaba, da? Nu erau degeaba. Munceau. Așa. Deci munceau. Dacă există un birou în care sechelele se văd, ăsta e biroul programe cu finanțare externă, aproape că niciunul dintre oamenii de acolo nu sunt, să spun, în integritatea capacităților fizice. Pentru că e o muncă extraordinar de mare. E ușor când ai două proiecte să te ții de ele și să te duci la capăt. Dar când ai 20 sau când ai 15 sau chiar și 10 în contextul birocrației de astăzi, care nu s-a schimbat foarte mult, că ni s-a tot transmis faptul că, domnule, în momentul în care intrăm în sistemul electronic, totul va fi mult mai simplu, raportările se fac mult mai ușor. De fapt, trebuie să le facem și fizic, să le și scanăm, să le și semnăm, să le și ștampilăm, să le numerotăm corect, 2.000, 3.000, 5.000 de pagini pe procedură și hai să le și încărcăm în format electronic. E drept că nu se mai bate drumul ADR-ului la fel de des, să spun, în format fizic. Vorbim mai mult prin intermediul e-mailului, dar procedurile sunt aceleași. Și credeți-mă că astăzi mai presus decât ce se putea face prin 2007-2008, nici nu știu ce vremuri au fost, bune de altfel, în care se puteau face foarte multe, astăzi totul se calculează și se evaluează la virgulă. La virgulă, la hotărâre de consiliu, mecanismul nu depinde de un om. Astăzi avem un mecanism administrativ eficient pentru că avem un secretar general foarte eficient, foarte aplicat pe ceea ce înseamnă administrație locală, fără hotărâri de consiliu local atacate, fără să fi pierdut vreo speță în această zonă. Suntem, să spun așa, cred că ăsta este nivelul de bază al ceea ce înseamnă administrația și de aici putem să gândim. Să știm că orice am gândit, ajuns la nivelul de conformitate administrativă, suntem în regulă. În calitate de administrator public al Primăriei Municipiului Râmnicu-Sărat, cum vedeți sau cum vă doriți să fie anul 2021 în comunitatea noastră? Păi, deja am, eu vreau să vă spun că activitatea mea este, să spun că aș vrea să găsesc o exprimare care să convingă. Nu pot vorbi de activitatea mea. Eu voi vorbi de activitatea noastră. Cred că activitatea administratorului public trebuie să fie la același nivel cu activitatea tuturor instituțiilor. Observăm, mai ales cu pregătire în ultimii ani de zile, că nu ne mai evaluează lumea unul câte unul. Primarul e bun, că nu. Echipa. Suntem buni dacă suntem eficienți, dacă suntem cu toții buni. Eu aș renunța în a mai face anumite lucruri care s-au întâmplat în trecut. De dragul de a trage mult mai mult pentru echipă. De dragul de a... Știți că am fost un om foarte vizibil. Am încercat să expun toate lucrurile care s-au întâmplat în administrația locală. Poate că a fost și un apanaj... Și veți renunța la această atitudine? Nu. Poate că a fost un apanaj al tinereții și mi-a plăcut foarte mult. O voi face și în perioada următoare, dar ne vom axa, pentru că despre asta este vorba în această perioadă, foarte, foarte mult pe eficiență. Eficiența înseamnă să rămânem mult mai mult în aparatul de specialitate și să... Și cum va fi taxată ineficiența? Ineficiența sper eu să nu apară. Dacă am fost eficienți cât am putut să le fac pe ambele, cu siguranță putem să fim mult mai eficienți când vom s-a stat continuu la firul ierbii. Cred că asta a făcut ca noi în momentul de față să nu avem proiecte pierdute. Când nu a fost cineva, a fost altcineva. Cred eu că în momentul de față
activitatea administratorului public trebuie să fie o activitate de pusă în balanță, o activitate echilibrată. Va fi o perioadă în care echilibrul este foarte, foarte important. Trebuie să vedem ce se va întâmpla peste 4 ani de zile, peste 8 ani de zile, peste 10 ani de zile. Cred că aici trebuie să investim ca pe lângă aparatul de specialitate care pune în operă viziunea și, să spunem, oportunitățile prezentului, cineva, în speță primarul municipiului, administratorul public, trebuie să gândească și ceea ce se va întâmpla peste 10 ani de zile. Iar pentru asta trebuie să ieșim din zona de confort și în zona lucrurilor de fiecare zi pe care le facem. Deci, din punctul nostru de vedere, aș stări un pic peste timp, chiar și peste lucrurile pe care le facem astăzi, pentru că și discutam despre strategia de parcări. Am avut niște discuții foarte, foarte interesante și foarte constructive cu unii consilieri locali care au participat la aceste dezbateri. Anul acesta sau e vorba de dezbaterea? Vorbim despre de anul trecut. Anul trecut despre luna decembrie, când s-a luat în discuție readucerea în consultare publică a regulamentului local de parcări. Și alocarea unui autoturism pe apartament, da? Că aici era marea problemă, scoaterea la licitație. Exact. Ce facem cu zonele de case? Vrem să ajungem un oraș de mobilitate urbană sau un oraș în care ne vom parca mașinile pe de-a lungul curții, pe zona publică, și părerea mea e că în momentul în care se va întâmpla lucrul ăsta, strada am prezentat și noi zilele trecute situația. Știți cum e? Imaginea se vede diferit din perspectiva proprietarului de autoturism și total diferit din perspectiva, să spunem, perspectiva de viitor, din ce vrea viitorul de la noi. Viitorul de la noi ne vrea cu mai puține mașini, ne vrea cu mai puțină poluare, ne vrea mai ecologici, ne vrea mai sănătoși, ne vrea acum mai să mult vedem pe bicicletă. Câți, și am vrea să vedem exemplele poate chiar din administrația locală. Câți funcționari publici vor fi dispuși să renunțe la autoturismele proprii și să circule pe jos? Păi, ce să zic, cred că asta este... E ultimul minut, am depășit deja. Ultimul minut. Sunt multe elemente pe care le putem discuta. Nu știu câți funcționari vor face lucrul ăsta. Eu am încredere în colegii mei că vor merge cu bicicleta. Mi-ar plăcea să apară genul acesta de programe. Dar să avem și piste pentru bicicliști. Fac parte dintr-o familie în care se merge pe bicicletă și pericolele sunt la tot pasul. Proiectul de mobilitate urbană vorbește despre ce înseamnă mobilitatea stradală, să spun așa. Doar că impune niște condiții. Dacă vrem să facem piste de biciclete în Bruxelles, ca fapt divers, nu vom reuși niciodată. Pentru că Bruxelles. Dacă nu... interzicem autoturismele la Râmnicu Sărat, ca pieton nu ne putem deplasa pentru că avem mașinile parcate pe trotuare. Să vedem, doar cu autobuzele se ce duc. Să știți că e o analiză foarte interesantă. Iar mobilitatea urbană contează pentru fiecare dintre noi. Avem finalul, vă rog. Finalul, da. Eu sper doar ca 2021 să fie un an al sinergiilor, un an al unității, în care să putem să gândim la fel în continuare. Cetățenii să vină în continuare către noi, pentru că suntem deschiși tuturor situațiilor. Știm ce avem de făcut. Eu am foarte mare încredere în colegii mei, în capacitatea lor de a se reorganiza pe ceea ce înseamnă administrația locală. Îmi doresc să fim cât se poate de transparenți și Dumnezeu să ne ajute și nouă și dumneavoastră și râmnicenilor, încât să atingem toate rezultatele. Și dumneavoastră și colegilor din Primăria Râmnicu Sărat și cetățenilor, mulțumim foarte mult, sănătate, numai bine, la revedere! Presa liberă trecere.